să merg la rațe, sunt curios dacă s-au băgat în coteț sau sunt chiar sub casă, nu sunt sub casă. Nu. Ratele e vădat. Băi, e jale cu ele. Ia uite-le. Deci uite-le, frate. Nu vă place, n-aveți coteț, aveți acoperiș acum. Haide. Hai la coteț, dragilor. Haide la coteț. Ce facem aici? Haide. Haide, hai rățoile. Dacă nu, bag mâna în tine. Ce stai să alerg rațele la ora asta? Vine vulpea și vă halește. Ia uite-l. Hai, că ai luat scâne după el. Dă-te așa, Bruno. Păi, dar de ce nu stai în coteț, frate? Sigur să vină și cealaltă după el. Ce-l-a făcut coteț? A adus ăsta acolo. Deci chiar nu înțeleg. Dacă știți și voi de ce nu vor să stea în coteț, pentru că până la urmă o să le pun pe aici o plasă să nu mai iasă. Le pun o plasă în jurul țarcului și gata. Hai să bag și pasă la la coteț. Ce stai la ora asta? Hai, uși la coteț! Se băga fi în colț, în spatele curții. Acum trebuie să intri și la rățoi. Hai, de la coteț, ia. Uite și rățoi după ea. Haide, dragă, intră! Haide, intră la rățoi! Știi de Hercule? Să-l vedeți? De Hercule, pe aici și el. Haide, intră! Intră că bag eu mâna în tine și te arunc peste gard. Uite, Hercule, Bruno! Ăștia sunt după mine aici. Haide, dragă, fă-ți curaj și intră acolo. Haide, așa, haide. Haide, haide. Haide, am pus eu pe tine. Nu te speria. Și frumos peste gard. Opa, că o sări fulgi din ea. Ei, ce stai să fac noapte? Haide, Bruno. Haide, Hercule, unde e? Haide să mergem. Mai vin peste jumătate de oră să mă uit ce fac nebunile. Păi n-am mai ieșit din cot, n-am mai ieșit din țarc. Dar nici că se bagă în coteț. Nu știu ce au. Deci duc în cap acolo. Lejer. Cap patru rațe. Bine, le trebuie și la spațiu. L-am făcut pentru două. Eh, poate s-au băgat până dimineață. Gata, fraților, asta a fost vlogul din seara asta. Nu, ăla-i pe Hercule, după ochi l-am văzut. Uite cum îi fac ochii. Mamă, zici că sunt lanterne. Nu s-a băgat în coteț, dar n-a mai fugit măcar. Nu știu, baby.
muncit atâta degeaba, mă. Nu o să mai luăm rațe mare, să luăm pui la primăvară și să se învețe. Pe aici cum să treabă. Ce-am muncit eu? Ia spune-mi. Mă, pentru cine am muncit eu? Rățoiule Posac. Îl pun pe Hercule acum pe voi. Vă gândește imediat la cutiți. Păi da. Uitați-le, fraților. Costauile acolo și se găinițează. Și nu ies nici după mâncare, după nimic. Sunt de azi dimineață, de fapt, cred că de azi noapte au venit. Dimineața le-am văzut și e ceasul 5. Și nu am ieșit de acolo. Fugitivele. Am să le iau o plasă. Ceva să pun acolo la cuteț. Ca să nu mai ies din cuteț. Și aici l-avem pe Bruno, care are chef de joc. Da, băi, tu adu băț. Ia să luăm bățul ăsta. Și să-l aruncăm frumos. Da, trebuie să o rezolv cu rațele astea. Dar deocamdată am ceva alte treburi de făcut. Ce masă frumoasă facem aici. Da. Stai, dacă tot e așa. Aici. Cadrul de jos.
Hai că mă fac și templar. Fraților, dacă aveți nevoie de vreo lucrare, ceva, apelați cu încredere. Facem treaba serioasă. Ops. Ops. E grea. Nu este că faci masă serioasă. Cam așa arată cadrul de la masă. Masă de profesioniști. Este țeapă, nu ca lume. Păi sincer, deja nu știu dacă îi mai trebuie traverse de alea. Victorie! Uitați aici prima mea masă, făcută vreodată. Nu știu dacă va mai exista a doua, dar dacă aveți nevoie de comenzi de asta, apelați cu încredere. Ia bebe, ia și uite pe ea. Masă țeapănă. Pătrați de 8 pe 8 picioarele, 8 pe 5. Ups! Ăla pe jumate e mai... Da, dar este ăla... Da, da, da. Ideea este că am umblat la scânduri, ele sunt acolo de 2 luni de zile și am găsit cuiburi de termite. Le-a halit termitele. Dar aici ce putem face? Ia stai. Da, să-i pun pe mijloc aici, de asta. Iau măsuri frumos. Uite, să mai pun așa. Exact asta. Da, da, da. Aici au rost, au intrat termitele. Da, am mai pun pe jos un, aici, între astea. A mai rămas ăsta, ăsta e de 8, de... Ia stai să vedem, ăsta. Da, trebuie să-l mai tai foarte puțin. De aici o dungă, că-l fac acum. Și-l pun pe ăsta la mijloc ca să aibă rezistență serioasă. Ia, stai să-l pun din ăsta în ăsta, așa ca să fie... Și-o dă-i drum. Da, și-l pun la mijloc. Trebuia să cuțin neapărat lanțul sau să iau alt lanțul. Ce, nu intră? Păi, intră, dar trebuie forțat un pic, nu? Da, o, acum... adu ruleta, să pune fix la mijloc. Fix acolo. Nu, 1,20 ai. Da, 1,20. Păi da. Mamă, ce mai te avem. Da. Ține de asta, să nu stea sus așa. O să-l prind și sus în... Înțelegi. A fost bine că și pe an. Da. Am văzut. Eu de-aia m-am și suit, nu poate să mă desfăiesc. Altă dată știm. Trebuie și pe jumătate. Stai cu rezistența dacă eram așa.
băgat și pe scânduri. Păi da, dacă nu s-am dat să nici bine, nu băgat. Ok. Ia de ea. Ce? Butelie. Oricum, exteriorul contează mai mult, ușor așa și altă, așa să nu mai termin să leagă pe ce de... Da, o văd, o văd. Să arătăm și produsul finit. Deci asta, în afară că o protejează, din ce am înțeles, arsura asta, îi dă și o culoare foarte frumoasă. Uitați, dacă îi mai dau și un ulei ceva, și e țeapă. A rămas fără cuie, să-mi bate aici femeile niște cuie. Și asta să fie masă și de lucru și de curte. Când faci un grătar în astea, cam asta e treaba cu masa. Acum să vă arăt ce am făcut la rațele astea fugitive. Pentru că ați văzut numai pe sub casă, evadează. Două zile au stat fără apă, am luat frumos o plasă și uitați ce bine a ieșit. E și aerisit înăuntru și am prins-o așa de jur împrejur. Și acum stau cu minte aici. Cum ar fi să-i vadeze și la noapte? Au mâncărică, apă, piscină. Ah, și trebuie să intru acum să... Ah, acum o fac repede și pe asta. Două scânduri de 70, parcă am măsurat. De 70 să le fac și lor acolo. Asta. Haideți să ne apucăm și de asta. Ăștia seară, că s-a făcut frig. Și până le fac oteți. I-am băgat frumos aici în rulotă, am pus un sac de dormit și au dormit ca boierii. Și dimineața i-am scos. 1,40 ne trebuie. 1,35, dacă ar fi pe prin colț acolo, are cam aproape la sus. O să o las mai jos. Păi tu cum ai măsurat? Ai măsurat? De sus de tot și până jos de tot, cu tot cu... A, pe în regulă, atunci e bine, îl facem pe jumate pe ăsta și... Aia e. Asta, bine, nu, hai că avem masă acum, de lucru. Să o și folosim. A, du-te, drujba, te rog. Dă-l la jumate și o tăiem. Pune pauză ca să mă ajungi cu drujba. Exact. Eu zic mai bine colțul de jos să-l pui, că e mai lat, invers. Așa. Nu?
Am o țintă din partea asta. N-ai dat o dată în el. Dragilor, dita mai cotetul, v-am putut și nu vreți deloc să stați în el, a? Uite, meșcherii aici. Frumusețe de cotet. Bați și pe cuie. Ajunge. A? E bine așa. E bun așa. Ia. Păi că ar fi mers una. Ia, să nu zici că se bagă în el acum. Ia închide mă cu ele aici un pic să le bag eu în coteț. Le bag eu. Bagă-le. Trebuie să închid cu ele acolo, să nu zburătăcească afară. Da. Bruno, dă-te de aici. Stai așa. Bruno, nu-i voie. Lasă-l doar acolo. Nu pot să scot asta de aici. Și nu văd pe mine. Hai, lasă-i. Da. Acum vreau. Nu vrea. Eu zic o să intre. Gata, frate. Ce ziceți? E tot mai cotețul meu și în zonă, nu-i cam mic coteț. Păi, sunt două rățuște. Intră 3-4 rațe acolo. Bine, nu pricep cât nevoie de spațiu, ele cât. Dar măcar acum nu mai evadează, sper. Vedem, mai. Rămâne de văzut. Deci am terminat masa. Am rezolvat cu rațele. Acum iau o pauză și dacă mai am ceva de făcut, mai bag repede un video. Până atunci v-am pupat și să ne vedem cu bine data viitoare.